Mă bucur, mulțumesc, Cristina, pentru invitație. Mă bucur să fiu alături de voi, inițiatorii Asociația Antreprenorilor Doamne, nu? Așa. Foarte bine, să avem că am o prezență relevantă aici, pentru că în industria ospitalității avem peste 64% din angajați, dar și din manager, femei. Deci să le aplaudăm pe doamnele antreprenor. Am să fiu foarte scurt. Tematica e evidentă. Ne lovim cu toții de o, să zic, o perspectivă neașteptată. Avem business, avem clienții în fața afacerilor noastre, doresc produse de tot felul, la mine să mănânce, să beau bere, dar în general, realmente, capacitatea de consum a crescut, deci există cerere, dar nu avem cine. Și atunci, pe acum, devine talentul antreprenorului, intră în acțiune și vedem să vedem cum se descurcă. Se descurcă destul de greu, spun. Noi am identificat câteva direcții de atac pe care deja l-ați spuntat. Am să trec peste învățământul dual și am mai crede. Cel puțin în direcția asta am istorită că spun niște învățământuri s-a mișcat. Noi avem experiență chiar în lucrul nostru, în două clase sintetizate în învățământul dual. Ne costă cam mult, însă am încredere că acești copii vor rămâne în România. A doua direcție pe care nu știu dacă ați admis-o, sunt programele pe care le facem la România Business Leaders, la 3BL, 3-4 ori, programe prin care noi încercăm să aducem, în primul rând, antreprenori plecați din țară și avem inclusiv lucrul astăzi, o platformă la Repatriot, în care oferim joburi pentru cei domiciliați în activitate de străinătate și care ar trebui să se întoarcă în România. Evident, sunt multe alte acțiuni de luat în considerare, inclusiv forța de muncă externă extracomunitară pe care din fericire sau nefericire suntem nevoiți să apelăm la ea și este am văzut o oarecare deschiderea să nu mai durează 9 luni de zile să aduci un lucrător din spațiul extracomunitar și ne dreptăm spre 4-6 luni de zile în acest proces de angajare a lui. Vom trăi în industria ospitalității astăzi. Avem aproximativ 180.000 de oameni implicați și dacă punem și tehnicile conexe industriei ospitalității, laboratoare de ofertării, servicii, spălătorii și așa mai departe, ne adresăm unei forțe de muncă de 250.000 de oameni, unde mai mult de 50.000 suntem în deficit. Deci pentru noi, sau în curând, veți vedea în industria ospitalității peste 30% din forța de muncă în spațiu extracomunitar.